Sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ, pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri și nu ne duce pre noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău, că a Ta este împărăția, slava și puterea, în numele Tatălui, al Fiului, al Sfântului Duh. Amin. Pentru ce te zbați în patim și în păcat, pe Iisus cel răstignit și înviat, să-L primești, că El e mare și e bun cu fiecare. El te caută prin lume suspină, să-L primești, că El e mare și e bun cu fiecare, ori și când. El te caută.
ce fugi de jertfa crucii tot mereu. Că ea ne-a spălat păcatul cel mai greu. Tu nu vezi că viața trece, vine moartea, groapa-i rece pe veci. Iar sufletul în iadul curgi. Tu nu vezi că viața trece, vine moartea, groapa-i rece pe veci. Iar sufletul în iadul curgi. De ce râzi de rugăciune și de post, de biserica cu slujbele cu rost? Tu nu știi de rugăciune, ce amară înșelăciune te-a rănit și te-a amăgit satana cel smintit. Tu nu știi de rugăciune, ce amară înșelăciune te-a rănit și te-a amăgit satana cel smintit. Azi biserica te cheamă cu al său glas, ca să vii la rugăciune în orice ceas și să asculți slujba cea sfântă în altar îngerii cântă lui Iisus. Heruvim cu aripi vin de sus și să asculți slujba cea sfântă în altar îngerii cântă lui Iisus. Heruvim cu aripi multe vin de sus și toți cântă cu preoții într-un cor. Nevăzuți de ochii noștri ai tuturor, numai de ființe alese și le-au dat daruri prin mese Duhul Sfânt, ca să întărească credința pe numai de ființe alese și le-au dat daruri prin mese Duhul Sfânt, ca să întărească credința pe pământ. Credința cea ortodoxă a lui Iisus, cu șapte taine curate cum le-a spus. Cine trupul lui primește, cu Iisus se împărtășește, dragul meu. El trăiește cu nădejdea-n Dumnezeu. Cine trupul lui primește, Iisus se împărătășește, dragul meu. El trăiește cu nădejdea-n Dumnezeu. Și măicuța lui cea sfântă-l va păzi cu puterea Sfintei Cruci-l va umbri. De satana cel smintit, ce pe creștine i-a amăgit ca un hoț.
ta în acele smintiri ce pe creștini a amăgit ca un hoț și îi trage în rătăcire mai pe toți. Prorocia mincinoasă s-a înmulțit și satana multe s-a te-a dobândit, formând sectea măgitoare de suflete pierzătoare pe pământ, hulind preoția și lucrul cel sfânt, formând sectea măgitoare de pierzătoare pe pământ, hulind preoția și lucrul cel sfânt. Să nu te lași amăgit, iubitul meu, de satana cel smintit, dușmanul tău. Vino Biserica Sfântă, cu icoane împodobită, dragul meu, și răsplata o primești la Dumnezeu. Vino-n Biserica Sfântă, cu icoane împodobită, dragul meu, și răsplata o primești la Dumnezeu. Biserica cea sfințită să n-o uiți, că izvor de viață de la Sfinți Părinți, în ea vei găsi lumină, mântuirea ta de ori și când. Adevărul este unul pe pământ, în ea vei găsi lumină, mântuirea ta de plină, ori și când. Adevărul este unul pe pământul cu ale sale-i trecător, iar tu, omule, în lume călător. Azi ești tânăr și-n putere, frumusețe, bani, avere, dobânde. Mâine o mână de țărână tu mai ești. Azi ești tânăr și-n putere, frumusețe, bani, avere, dobândești. Mâine o mână de țărână tu mai ești. Toate se vor schimba ca și cum n-au fost, se va schimba pe vecii al vieții rost. Fiecare-și va lua plata după cum îi va fi fapta, dragul meu. Peste toate împărății va Dumnezeu. Fiecare-și va după cum îi va fi fapta, dragul meu. Peste toate împărății va Dumnezeu. Biserica nu poate fi închisă,
chiar dacă adunările se închid, de veacuri a rămas necompromisă, chiar dacă a fost hulită, interzisă, că în dreptul ei nu oamenii decid. Biserica nu poate fi stopată de virus, pandemii sau vreun decret. Biserica cea sfântă și curată, din suflete de sfinți este formată, urmașii lui Iisus din Nazaret. Biserica nici când nu se răcește, doar catedrale părăsite-s reci. Biserica e vie și trăiește, căci răscumpărătorul ei domnește. Iisus e Domn și împărat în veci. Biserica nu poate fi oprită, oricât ar fi să vină în viitor. Ea este de Iisus Hristos zidită și are temelia neclintită. Ea e turma prea iubitului păstor. Biserica nici când nu se învechește, chiar dacă ani s-au scurs vreo 2000, oricâte au fost și-or fi, le biruiește și zi de zi mereu se pregătește de sărbătoarea care va veni. Biserica nu poate fi distrusă, chiar de-i lovită sau trântită jos, dar niciodată nu va fi răpusă, atâta vreme cât va fi condusă de Marele Păstor, Iisus Hristos. Biserica nu poate fi golită, cât membrii ei pe din lăuntru splini. Biserica e mireasa cea iubită, care de Domnul ei va fi răpită, în locul plin de slavă și lumini. Biserica va trece peste toate și știm că încercări vor mai veni, trăind credința vie în unitate, păstrând în inimi cugete curate, răbdând până la sfârșit, vom birui. Cred într-unul Dumnezeu, Tatăl atotțiitorul, Făcătorul cerului și al pământului, văzutelor tuturor și nevăzutelor, și într-unul Domn Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, unul născut, care din Tatăl s-a născut mai înainte de toți vecii, lumină din lumină, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, născut iar nu făcut, Cel de o ființă cu Tatăl, prin care toate s-au făcut, care pentru noi oameni și pentru a noastră mântuire s-a pogorât din ceruri și s-a întrupat de la Duhul Sfânt și din Maria Fecioara și s-a făcut om și s-a răstignit pentru noi în zilele lui Ponțiu Pilat și a pătimit și s-a îngropat și a înviat a treia zi după Scripturi și s-a suit la ceruri și șade de-a dreapta Tatălui și iarăși va să vină cu slavă să judece vii și morții, a cărui împărăție nu va avea sfârșit. Și întru Duhul Sfânt, Domnul de viață, Făcătorul, care din Tatăl purcede, Cel ce împreună cu Tatăl și cu Fiul este închinat și slăvit, care a grăit prin proroci, într-una sfântă, sobornicească și apostolească biserică, mărturisesc un botez într-o iertare a păcatelor, aștept învierea morților și viața veacului ce va să fie. Amin. Sinaxar.
Astăzi, 17 noiembrie, biserica noastră drept măritoare face pomenirea celui dintre sfinți, părintelui nostru Grigorie, făcătorul de minuni, episcopul Neocezareei. Acesta a trăit în zilele împăratului Aurelian și era din părinți Elin și de tânăr a ales partea cea bună, cunoscând adevărata credință în Hristos. Crescând el în vârstă, creștea și dreapta credință întrânsul, iar din pricina mărimii și mulțimii minunilor ce făcea, a dobândit numele său, căci a fost chemat făcător de minuni. Aflându-se încă la școală în Alexandria, după obicei învățând filozofia, a venit la el o femeie desfrânată cu gândul ca apoi să-l clevetească, îndemnată fiind de alți ucenici ce erau cu dânsul. Însă cuprinsă fiind de demon care o zbuciuma, Sfântul a tămăduit-o cu rugăciunea sa. A văzut Sfântul și pe Preasfânta Născătoare de Dumnezeu, împreună cu Sfântul Ioan, Cuvântătorul de Dumnezeu, Aievea învățându-l taina Sfintei Treimi. Și după ce a fost hirotonit episcop al Neocezareei, Defedim, episcopul Amasiei, și după ce a mers la biserica ce i s-a dat, se spune că a făcut multe minuni care nu s-au auzit și mai mari decât se pot crede. Că a pornit cu rugăciunea o piatră mare cât un munte și a mutat-o în altă parte și fiind sfântul călător s-a abătut și a intrat într-o capiște idolească unde a agonit demonii de acolo și după ce s-a dus sfântul, n-au mai cutezat să intre demonii acolo. Aceasta, aflând cel ce purta grija capiștei, s-a mâniat pe sfântul, iar sfântul a scris pe o hârtie: Eu, Grigorie, poruncesc ție, Satano, intră. Și punând-o în capiște, au intrat iarăși demonii în ea, iar mai marele capiștei s-a îngrozit de această minune și a devenit ucenic al lui Hristos, apropiindu-se de marele Grigorie. Și un lac mare ce avea valuri ca marea, l-a secat și l-a făcut uscat, secând împreună și vrajba pe care doi frați o aveau între dânsii, zicând fiecare că a fost lacul lui. Oprita și calea unui râu, rugat fiind de locuitorii de acolo, înfigându-și toiagul în udătura pământului cea repede, făcând atunci minuni peste minuni, cât se vedea unde se întorcea apa înapoi, ca și cum s-ar fi temut a se atinge de toiag, care toiag, uscat fiind și lipsit fiind de fireasca umezeală, s-a făcut copac verde și frumos și nici îndelungarea vremii n-a stricat minunea, ci și acum, precum se spune, apa o colește pe departe, iar copacul, stând de atâția ani, propovăduiește puterea lui Hristos arătată prin marele Grigorie. Afară de acestea, pe un evreu ce se prefăcea că este mort zăcând răsturnat, l-a făcut cu adevărat mort, precum el se prefăcea. Altădată, iarăși făcând rugăciune în munte, s-a arătat ca fiind copac celor ce căutau să-i facă rău. Deci, venind vremea trecerii către Domnul, a mulțumit lui Dumnezeu că, primind cetatea sa cu mulți oameni și fiind plină de necredincioși și păgânătate, a lăsat-o cu toți așezați în credință. Tot în această zi, pomenirea părintelui nostru cuviosului și mărturisitorului Lazar, iconograful. Acest sfânt de mic copil s-a făcut monah și a învățat meșteșugul zugrăvirii, iar pe lângă viața aspră și înfrânarea ce întrebuința, se silea fericitul încă și spre milostenie, pentru care a și primit harul preoției, iar după ce s-a făcut preot, a dat război împotriva tuturor eresurilor și atât de multe necazuri a suferit, nu numai de la nestorieni și eutihieni și dioscoreni, ci și de la luptători împotriva icoanelor, încât este cu neputință prin cuvânt a se spune, ci și la Roma cea veche a fost trimis ca să ajute părinteștile și apostoleștile dogme, cărora le dau război luptători împotriva icoanelor. Și întorcându-se de la Roma la Constantinopol, iarăși a fost trimis la Roma pentru aceeași pricină și în drumul său de a doua oară la Roma, pe la mijlocul căii, s-a îmbolnăvit din tulburările vremii și așa și-a dat sufletul în mâinile lui Dumnezeu, iar cinstitul lui trup, fiind adus la împărăteasca cetate a cetăților, a fost așezat în mănăstirea ce se numea a lui Evandru. Tot într-o această zi, pomenirea preacuviosului părintelui nostru Zaharia Ciobotarul și a lui Ioan.
Tot într-o această zi, pomenirea preacuviosului Longin, care cu pace s-a săvârșit, pomenirea Sfântului Ghenadie, Patriarhul Constantinopolului, care cu pace s-a săvârșit, pomenirea Sfântului Maxim, Patriarhul Constantinopolului, care cu pace s-a săvârșit, tot într-o această zi, și pomenirea preacuviosului Iustin, care cu pace s-a săvârșit, pomenirea cuviosului Ghenadie, cel ce s-a nevoit în mănăstirea Vatoped și s-a învrednicit a vedea cum un butoi gol a izvorât un de lemn prin minunea născătoarei de Dumnezeu și care cu pace s-a săvârșit. Cu ale lor sfinte rugăciuni, Doamne, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin. Cele 10 porunci. Eu sunt Domnul Dumnezeul tău, care te-a scos din pământul Egiptului, din casa robiei. Să nu ai alți dumnezei afară de mine. Să nu-ți faci chip cioplit și niciun fel de asemănare a nici unui lucru din câte sunt în cer sus și din câte sunt pe pământ jos și din câte sunt în apele de sub pământ. Să nu te închini lor, nici să le slujești, că eu, Domnul Dumnezeul tău, sunt un Dumnezeu zelos, care pedepsesc pe copii pentru vina părinților ce mă urăsc pe mine până la al treilea și al patrulea neam. Și mă milostivesc până la al miilea neam către cei ce mă iubesc și păzesc poruncile mele. Să nu iei numele Domnului Dumnezeului tău în deșert, că nu va lăsa Domnul nepedepsit pe cel ce ia în deșert numele Lui. Adu-ți aminte de ziua odihnei ca să o sfințești. Lucrează 6 zile și-ți fă în acelea toate treburile tale, iar ziua a 7-a este odihna Domnului Dumnezeului tău. Să nu faci în acea zi niciun lucru, nici tu, nici fiul tău, nici fiica ta, nici sluga ta, nici slujnica ta, nici boul tău, nici asinul tău, nici orice dobitoc al tău, nici străinul care rămâne la tine, că în 6 zile a făcut Domnul cerul și pământul, marea și toate cele ce sunt întrânsele, iar în ziua a 7-a s-a odihnit. De aceea a binecuvântat Domnul ziua a 7-a și a sfințit-o. Cinstește pe tatăl tău și pe mama ta ca să-ți fie bine și să trăiești ani mulți pe pământul pe care Domnul Dumnezeul tău ți-l va da ție. Să nu ucizi, să nu fii desfrânat, să nu furi, să nu mărturisești strâmb împotriva aproapelui tău, să nu dorești casa aproapelui tău, să nu dorești femeia aproapelui tău, nici ogorul lui, nici sluga lui, nici slujnica lui, nici boul lui, nici asinul lui și nici unul din dobitoacele lui și nimic din câte are aproapele tău. Amin.